Pentru karateca de la CST Rachid Zaleu, anul competițional 2013 se apropie de sfârșit, nu înainte de a participa la două turnee extrem de importante, Campionatul Mondial de Karate Fudokan din Cehia și Campionatul European de Karate Tradițional din Serbia. Mondialul din Cehia se va desfășura în perioada 28 noiembrie-1 decembrie, iar de la CST Rachid vor lua startul Călin Marincaș, Marc Crecan și Iulia Clițan. Marincaș va evolua la seniori, în timp ce ultimii doi se vor lupta la juniori. Toți sportivii vor lupta în probele de kata, fuku, go, cu mite individual și pe echipe. Tot în această perioadă, în Cehia va avea loc Cupa Mondială destinată copiilor și la acest concurs vor fi prezenți sportivi de la clubul Zelewan. Este vorba de Mario Cordiș, George Găvriluț, Szilárd Szolyón, Zoltán Németi și Roberta Serei. Karateka Zelewani vor pleca din Cehia direct în Serbia, unde în perioada 5-8 decembrie se va disputa Campionatul European de Karate Tradițional. Sportivii zelewani merg la aceste turnee cu gândul de a obține cel puțin două medalii. Delegația zelewană va pleca azi la lotul național, acolo unde de sâmbătă se va pregăti cu ceilalți sportivi din lotul României, iar de joi întreaga delegație a României va pleca spre Cehia.